Dragi telespectatori, bine ați revenit! Așa cum v-am spus, astăzi discutăm împreună cu domnul Gheorghe Vanga despre folclorul mureșan, despre eforturile în acest domeniu și ce înseamnă, de fapt, o tradiție de zeci de ani menținută prin ambiție și, desigur, cu stoicism în acest domeniu. Așa cum am menționat înainte de publicitate, vorbeam despre vremurile dinainte, să zicem așa, felul în care folclorul reușea să se manifeste în acele vremuri și încet, încet o să ajungem și la momentul de tranziție. Dar ați menționat zeci de turnee internaționale. Puteți să ne enumerați câteva locuri unde ați fost, premii câștigate în acea perioadă? Păi, în acea perioadă, în Italia, am fost de vreo 9 ori. Toată Italia, am bătut Italia din Sicilia până în nord și pe partea de Marea Adriatică și pe cealaltă. Inclusiv cu Roma, cu Veneția. Veneția de vreo 6-7 ori. Fiind trupa bună, aveam foarte multe invitații. La un moment dat, în timp, am ajuns că eram în Consiliu de Conducere a Federației Europene de Folclor. Deci, aveam prieteni buni în Italia, în Franța, oameni care se ocupau de folclor. Și vedeți, folclorul românesc, de altfel, apreciat la nivel internațional până în ziua de astăzi. Premii deci, fantastice câștigate de cele mai multe ori de trupe din România. În vremurile acelea eram atât de valoroși. Ne duceam la festivaluri internaționale unde erau 15 țări. Nu discutam cu nimeni. Mai aveam, că era cu premii. O să vă amintesc de trofee. Era cu premii și singurele țări care ne puneau probleme era Turcia, care aveau destul o varietate și aveau folclorul pe teme militare, cu minun trebuie din astea. Erau Ciehoslovacia era grozavă, sârbii, o valoare, bulgarii. De acolo încolo cu italieni, cu francezi, nu aveam ce să discutăm. Altă ligă pentru noi, altă, cu siguranță. Altă lume, altă. Da. Ei, și așa am prins foarte multe turnee. Din fericire, în momentul când domnul Florea a venit primar, se făceau alegerile cu spectacole, cu ulei, cu zahăr, cu Adidas, știți cum era. Și am organizat în Târgu Mureș 12 ediții de festival internațional de folclor. Ne-au ajutat, dar eram încă și la Zomureș și grosul ajutorului venea de la Zomureș. Am avut într-un an, am impresia că în 2008, am avut și noi 12 țări. În Târgu Mureș? În Târgu Mureș. Și festivaluri, și spectacole. Făceam spectacole și în Târgu Mureș. Am bătut Valea Mureșului, Valea Gurghiului, Reghinu, Sighișoara, Târnăveni, peste tot. Până când alegerile au fost interzise să mai facă cu tam-tam, cu da, cântec. Exact, a fost momentul în care legea spunea chiar inclusiv la nivel de propagandă, s-au schimbat multe aspecte. Și momentul acela am fost puși deoparte. Da, da. Înainte de acest moment, aș vrea totuși să-mi spuneți câteva detalii despre clipa de tranziție. Când a căzut regimul comunist, au venit vremuri noi, cum ați resimțit această clipă? Vă era frică într-un fel? Ați simțit acest șoc și în cadrul ansamblului? Sau o vreme încă lucrurile au decurs normal? Nu. La ansamblu câțiva ani buni n-am simțit, pentru că era director domnul Jelesneac. Un om de o calitate ieșită din comun. Iubitor de folclor, de oameni,
de a face bine pentru oameni. Și ne-am dus înainte, ba, am dus-o chiar mai bine. Până când domnia sa s-a îmbolnăvit și decedat și atunci, din păcate, cum se zice, s-a rupt filmul. Da, a rupt așa. Brusc. Într-o secundă, am brusc. Înțeles. Au venit turcii, eu am intrat într-un conflict cu ei și o trebuie să plec din Azu Mureș. Bine, în perioada aceea și înainte, încă vreo 20 de ani, am fost șef serviciu administrativ. Deci aveam și băieții din ansamblu la mine, lucrau, repetiții, adică a fost condiție excelentă. Plecând din Azu Mureș, am avut marele noroc. Era un domn turc, un Uetkim, am auzit că și decedat. O zis Vanga să-și ia tot ce are și ansamblu și tot ce are să își dea demisia. Și am plecat din Azu Mureș, da, am băgat în combinat o mașină, mi-am încărcat toate hainele și am plecat cu costume cu tot. Ei, pe urmă, în vremurile bune, m-a mai ajutat Marius Pașcanu, care atât timp cât a fost director în primărie, atunci am făcut cam 9-10 festivaluri. Era un om de cultură deosebit. Și am mai făcut costume pentru copii, pentru că între timp plecând am rămas și cu ansamblu vechi, dar am început să încropesc ansambluri în școli. La un moment dat aveam peste 500 de copii. Fantastic. Organizați în ansambluri. La vremea aia nu discutam cu junii Sibiului, nici din greșeală. Nu discutam. Ei, încet, încet am început să ieșim și cu copii afară. Am avut un an, nici nu mai știu dacă prin 2007 sau 2008, am ieșit afară cu 8 ansambluri artistice. E adevărat că nu la capătul lumii. Da, în Bulgaria, în Turcia, în Grecia, în Italia, în Cehia, în Croația. Și așa am ajuns că astăzi, pe antetul meu de Societatea Culturală în Iorița, avem vreo 142 de turnee cu toate formațiile la un loc. Remarcabil. Da. Pe urmă, rupându-se toate relațiile cu primăria, n-am mai avut forță absolut deloc. Ba, mi-am mutat costumele acasă la Sântana, într-un garaj. Pe urmă le-am dus la primărie, la Sântana. Pe urmă le-am dus pe la cercul militar. Deci am rătăcit. Ați colindat, da, da, da. Și cum a fost când ați început cu acești tineri, cu acești copii, elevi? Desigur, vremurile se schimbă și e tot mai dificil să preziți, mai ales tinerei generații, plăcerea și frumusețea folclorului. Dar totodată văd și în ziua de astăzi că sunt un număr considerabil de copii și elevi care găsesc bucuria în acest fel de activități, care înțeleg valoarea folclorului și aleg să-și investească timpul și energia în astfel de pasiuni. Deci, în timpul domnului Jelesniac, am început să formăm o trupă tânără. Deci, șireagul cei vechi erau la 50 de ani. Oh. Aveau deja o vârstă. Și au venit foarte mulți copii. Am umblat prin școli. Am făcut propagandă, aveam și emisiunile, la emisiunea mea, v-am zis, îi spunea copilărie în lumina reflectoarelor. Și au început să vină copiii. Și așa i-am crescut,
că la un moment dat aveam ansamblu de 60 de ani, de 40 de ani, de 30 de ani, de 15 ani, de 4 ani și din aia mici, clasa 0. Fantastic! Deci de toate. Și a venit foarte multă lume. Ei, pe urmă, în timp, viața s-a tot modernizat. Da. Au venit peste noi telefoanele, internetul și alte chestii și a mers tot mai greu. Da, totuși am dus-o bine până când a apărut pandemia. Da. Deci eu la pandemie aveam 14 ansambluri. Dar copiii mei din școli, la un moment dat mai știam cum să punem nume la ansamblu. Miorița, Românașii, Mugurașii, Dor Mureșan, Amicii, Ghiocelu și așa mai departe. Erau așa de bun că îi puteam scoate afară la festivalurile astea care erau în zonă. Și aveam, când a început pandemia, aveam 14 ansambluri. Ei, cei 2 ani de pandemie ne-au terminat. Ne-au terminat pe noi, că pe cei care au dat drumul la pandemia asta, i-au aranjat. aranjat. Și... Deci a fost un moment dificil, cu siguranță. A fost un moment de cum până îmi închipui. Pentru că era imposibil, desigur, contactul social. Nu ne dădea voie să ne întâlnim om cu om. Și atunci, desigur, repetițiile erau imposibile, nu? Cu toate că în toate condițiile astea grele am ținut în perioada de pandemie, în cei 2 ani, am ținut 3 ansambluri. Ne vedeam rar. Cu atenție. Da, cum? Da. Da. Am ținut ansamblurile, s-a ridicat pandemia, o renăscut toată treaba. Acum iar avem 5 ansambluri în școli. Minunat. Cum vedeți noastră evoluția? Fiind atât de mulți ani în activitate, vedând, văzând ce a însemnat pe vremea celuilalt regim, ce înseamnă ziua de astăzi, unde credeți că ne va duce viitorul? Cum trebuie noi să înțelegem folclorul și ce trebuie să transmitem celor tineri? Pentru că e vorba totuși despre o moștenire culturală inestimabilă, este ceea ce ne definește pe noi ca români. Și ce va însemna după noastră viitorul? Cum va trebui noi să ne luptăm pentru a păstra această tradiție și aceste valori? Deci, în primul rând, în Europa, festivalurile se derulează în continuare. E adevărat că sub o altă formă trebuie să aibă și ei un profit și, de exemplu, noi printre cei mai mari organizatori de festivaluri internaționale nu mai facem niciun. N-avem cum. Și iau exemplu din Târgu Mureș. Deci în Târgu Mureș, de 2 ani de zile, eu n-am mai făcut niciun spectacol cu primăria. Pentru că au ansamblu Mureșu, care trăiește din banii statului și trăiește bine. Deci sediu, angajați, salarii, autobuz, costume, de toate. Și toate spectacolele unde primăria ar fi trebuit să încurajeze ansamblurile din Târgu Mureș, cum era pe timpuri, le face cu ansamblul Mureșu. Pentru că pe ei nu trebuie să-i plătească. Ei își iau... Este o alegere aparent de administrație publică și administrație locală. Ei, și-au început să dispară toate ansamblurile care mai existau în Târgu Mureș. Nu vă spun că la Revoluție Târgu Mureș avea 24 de ansambluri. Când se făcea selecția pentru faza pe țară, prima dată se făcea selecție în Târgu Mureș. Așa erau de bun toți. Remarcabil ce moșnire și ce realizări erau la acel moment. Au dispărut totul. Înainte de a continua și de a avea ultima secvență a emisiunii noastre și de a veni cu concluziile în urma acestei discuții extrem de interesante, le transmitem și celor de acasă să ne îngăduie pentru câteva minute de publicitate.